găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt Părintele Adrian Blăjuță și în următoarele minute vom fi împreună pentru a vorbi despre subiecte de actualitate pentru viața noastră de credință. Iisus Hristos ne-a spus tuturor, ne-a îndemnat, mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura. Sigur, este îndemnul făcut apostolilor pentru a merge și pentru a duce vestea cea bună peste tot. Fiecare dintre noi suntem niște mici misionari acolo unde ne aflăm, în familie, în grupul nostru de prieteni, în locurile pe unde ne poartă viața de zi cu zi. Dar sunt persoane, sunt oameni care au primit o chemare specială pentru a merge într-adevăr în toată lumea, fizic, la propriu pentru a duce vestea cea bună. Sunt misionarii, sunt cei care merg și pe lângă vestea bună pe care o duc, își ajută pe cei pe care îi întâlnesc. Și vorbim astăzi tocmai despre misionari, despre misiune, despre ceea ce reprezintă Centrul Misionar Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iași și facem acest lucru cu invitatul meu de astăzi, Părintele Florin Petru Sescu, directorul Centrului Misionar Diecezan. Bun venit, Părinte! Bine, v-am găsit. Așadar, trecem deja să vorbim despre ceea ce reprezintă acest centru misionar diecezan pentru că să vedem așa care sunt obiectivele, care sunt preocupările pe care le aveți pentru că dumneavoastră sunteți aici în dieceză și aveți o misiune deosebită de a fi în legătură cu misionarii noștri și nu are cum. Da, într-adevăr, să spunem că, în primul rând, centrul misionar diecezan, ca și structură a Episcopiei Romano-Catolice de Iași, are tocmai această responsabilitate de a face legătura între oamenii din dieceză, între credincioșii din dieceza de Iași. Vorbim de Iași, dar orice dieceză, orice eparhie, are un responsabil, o persoană, care trebuie să facă legătura între credincioșii din dieceză sau eparhie. Cu cei care sunt în misiune și care ne reprezintă. Indiferent că vorbim despre misionari care sunt din Dieceză sau sunt misionari din alte Dieceze, din alte țări, întotdeauna centrul misionar diecezan practic face această legătură. Aduce în fața poporului credincios ideea de a fi misionar, activitatea misionară a preoților, în același timp susține prin rugăciunile și ofertele credincioșilor activitatea misionară care se desfășoară la nivel universal. Și atunci, când vorbim despre Centrul Misionar Diecezan, vorbim despre o astfel de structură, în care un preot responsabil, numit de episcop, în numele episcopului, pentru că, așa cum spune Concilul al Doilea din Vatican, episcopul este principalul uh, actor al activității misionare și principalul susținător al activității misionare, în momentul în care uh, el susține această activitate, numește și un om care să o desfășoare, să o susțină și, bineînțeles, să o facă cunoscută. Așadar, Centrul Misionar cezan, aceasta uh, își propune, în general, uh, să lege cele două uh, uh, laturi ale activității misionare. Acelor care sunt în dieceză și susțin prin rugăciunea, prin activitatea lor, pe lângă misiunea pe care Hristos ne-a încredințat-o tuturor, de a vesti Evanghelia oriunde am fi. Și automat toți suntem misionari. La școală, la muncă, oriunde am fi. Că suntem, mergem spre biserică sau ne întoarcem acasă, că mergem la cumpărături sau suntem în alt loc, toți suntem misionari. Dar mă întorc. Spuneam că, pe de o parte, este poporul credincios din dieceză care are această posibilitate de a cunoaște activitatea misionară a bisericii. Pe de altă parte, misionarii primesc din partea credincioșilor încurajările și susținerea necesară pentru a merge mai departe. Iar centrul misionar de Cidan este tocmai această cale, e ca un bambus în povestea aceea în care apa curge dintr-un loc în celălalt. Și avem și totuși, sunt în lumea aceasta și centre de misiune ale diecezei romano-catolice de Iași și sunt misionari, sunt preoți, sunt persoane care au plecat din familiilor din locul de baștină, acolo unde au crescut și au lăsat, iată, după îndemnul Mântuitorului, au lăsat toate și au mers în lumea întreagă. Unde sunt aceste centre de misiune ale deciziei noastre? Frumusețea activității misionare este tocmai, să spunem, rodul unei activități pe care alți preoți au desfășurat-o înaintea noastră. Dacă vorbim despre misionarii care sunt plecați acum în Africa sau în America Latină, vorbim de un fruct al unei dieceze ajunsă la maturitate. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când ne gândim la momentele inițiale ale bisericii, nu trebuie să uităm că toți preoții au fost misionari și apostolii au fost misionari și ei au pornit de la Ierusalim și au răspândit în întreaga lume credință. Nu numai credința, dar iubirea lui Dumnezeu față de toți. Pentru că întotdeauna Dumnezeu își dorește să îi salveze pe toți. Și atunci, dacă la baza mesajului creștin stă tocmai salvarea omului, mântuirea lui, ajunge la mântuirea pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare, în acel moment ești, găsești acel imbold în interiorul tău de a merge și de a vesti. Și trebuie să ne aducem aminte cu mulți ani în urmă, și noi am fost evanghelizați. Și pământul românesc a primit Evanghelia din partea unor oameni care au mers și au vestit Evanghelia. Tocmai lucrul acesta, atunci când din țara în care s-a însemânțat credința, se ridică alți oameni, alți preoți care merg să vestească Evanghelia, în acel moment ajungi la maturitatea activității de evangelizare. De aceea, de multe ori, Sfântul Părinte face această referire uh, și Papa Francis, dar și uh, predecesorii săi, de fiecare dată fac această referință că atunci când, într-adevăr, o, o biserică ajunge la maturitate, trebuie să iasă din ea însăși, să se deschidă. Și activitatea misionară este, într-adevăr, o deschidere. Am făcut această introducere pentru că, vorbind despre misionarii noștri care sunt plecați în Kenya, pentru că, practic, a fost prima misiune care s-a deschis, apoi Coasta de Fildeș, cea de-a doua misiune românească, în Ecuador, o misiune care s-a încheiat și mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns în cele din urmă să încredințăm această activitate preoților din Ecuador, spuneam de maturitatea unei activități uh, și în momentul de față avem uh, în Panama uh, uh, au fost doi preoți, în momentul de față este unul, sperăm să, să mai fie încă un preot care să meargă să vestească Evanghelia dar sunt uh, aceste patru puncte pe care uh, dieceza de Iași le-a susținut în lumea întreagă cu câte doi preoți în general. În Kenya au fost la un moment dat trei preoți, dar în, în momentul de față, în Kenya uh, este părintele Claudiu Iștoc împreună cu părintele Cezar Chelaru uh, Democ, în coasta de Fildeș este părintele uh, Cosmin Cimpoeșu, împreună cu părintele Mădălin Răzvan Iacob, iar în Panama este părintele Vacaru Robert. Părinte Florin, sigur vorbim despre misionarii aceștia ad gentes, sunt misionari în sensul strict, să zicem, al cuvântului, dar sunt mulți preoți din dieceza noastră de Iași, aproximativ 100 de preoți care au plecat din această dieceză pentru a sluji în diferite comunități din lumea întreagă. În această dimensiune a activității de evangelizare se înscriu și cei mai mulți preoți plecați din dieceza de Iași în străinătate. Vorbim de țările occidentului, dar în care, în momentul de față, există o anumită lipsă de preoți, iar ei își desfășoară activitatea spre binele sufletesc atât al credincioșilor români, dar și al credincioșilor din zonele respective. Și aceasta este o activitate de evangelizare. Cum au ajuns acești misionari în țările de misiune? Cum au fost ei selectați? Pe ce criterii? Care sunt criteriile acestea de selecție? Să spunem că de cele mai multe ori nu există criterii de selecție. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci când te cheamă Dumnezeu, în general, nu te cheamă datorită calităților neapărat personale, cât poate mai mult disponibilității, poate mai mult capacității de renunțare, poate puțină nebunie, pentru că ori de câte ori mergi într-un teren necunoscut, într-un tărâm care nu ți este apropiat, te expui la anumite riscuri. Fie că e vorba de uh, riscuri medicale, fie că e vorba de riscuri ale ambientului tribal și așa mai departe. Dar te expui. Nu există un criteriu, cât mai mult există o chemare pe care o simți în interiorul tău pentru a face lucrul respectiv. După care, Dumnezeu te pune, te așează cumva în contextul în care ori să auzi chemarea, ori să întâlnești pe cineva care să-ți vorbească despre locul respectiv, dar Dumnezeu face în așa fel încât să te aducă în punctul în care să. Pot spune, da, uite, asta mi-aș dori să fac sau aș dori să merg. Pentru că în misiune nu merge nimeni obligat. Asta este un lucru și un principiu foarte important. Nimeni nu merge obligat, ci este disponibil, își dă disponibilitatea de a merge acolo. Automat este o, o libertate interioară pe care cel care uh, este misionar o simte pe deplin. Deci tu mergi în misiune dornic de a face ceva pentru Domnul și apropo de a te pune în, în această situație mă gândeam de exemplu cine s-ar fi gândit de exemplu la situația în care un preot care a fost în, în România studiat la Iași va ajunge în cele din urmă să evangelizeze în Kenya sau în Costa de Fildes sau în Ecuador sau în Panama poate uneori nu ai pregătirea necesară. Vorbim de limbă, vorbim de cultură, vorbim de un alt ambient și cu toate acestea Dumnezeu îi pregătește în așa fel pe acești oameni încât ei să poată face față la toate încercările. E acel imbol interior care nu te lasă, nu ți dă liniște până când nu mergi acolo unde Dumnezeu te vrea, te cheamă. Și cu siguranță vorbind cu misionarii noștri, vă povestesc despre provocările pe care le trăiesc așa în ultima perioadă. Știu că au fost probleme și în Kenya cu misionarii noștri sau cu zona noastră de de misiune. Care ar fi provocările așa mai importante pe care le le întâlnesc misionarii noștri? Cred că cea mai mare provocare pe care chiar părintele Emanuel Galghidele, un preot din Kenya, venit în România într o scurtă vizită, mi-a mintit, sau mă rog, mi-a subliniat această provocare pe care o întâlnesc absolut toți preoții care merg în, în Africa, este în primul rând confruntarea cu tradiția. În momentul în care ajungi într-o zonă deșertică, acolo unde mentalitatea de trib este încă activă și extrem, extrem de influentă, trebuie întotdeauna să ai grijă la raportul pe care îl ai cu șeful de trib. Cu responsabilii comunităților, care, din punct de vedere tradițional, au mai mare putere și mai multă influență decât oricine. Chiar la un moment dat, spunea părintele Emanuel, de exemplu, dacă duminică, într-un trib, se organizează o întâlnire tradițională, nu îți va veni nimeni la liturghie. Poate pentru noi pare ceva anormal, ciudat. Și este într-adevăr, pentru că noi avem o educație de secole în care am învățat cumva să fim liberi, să fim independenți, să avem puterea de a fi independenți. Însă, atunci când ajungi în ideea de trib, în momentul acela trebuie să lași la o parte tot ceea ce ai învățat până în momentul de față, din punct de vedere cultural în Europa. Tot ceea ce a însemnat posibilitate de a te descurca singur, de a lucra singur, de a-ți lua viața în propriile mâini. Totul este lăsat de o parte. În deșert ești împreună cu ceilalți. Pentru că e posibil ca în anumite zile să nu ai nimic de mâncare. E posibil ca în anumite zile să nu ai apă. Ideea de comunitate este ideea de a împărți împreună ceea ce avem. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este în momentul în care dintr-un trip ai ieșit, ești exclus de către șeful de trip, că despre asta vorbim, despre influența pe care bătrânii tribului o au asupra deciziilor majore. Am mâncare dacă împart cu ceilalți și dacă ceilalți împart cu mine. Am apă dacă mi este permis să iau apă și dacă ceilalți îmi permit au permisiunea de a împărți cu mine. Dar dacă eu sunt outsider, sunt în afara comunității, risc să mor de foame, de sete, să nu fiu protejat și în acel moment ideea de trib și influența comunității este extrem, extrem de puternică. De aceea spun, în momentul în care ajungi acolo, trebuie să îți faci o puternică resetare. Tocmai cred că în 1960, atunci când a fost construită prima școală în Kenya, de care Father Tablino și Father Venturino, în acel moment erau preoți amândoi din Italia, care pentru prima dată au mers și au evangelizat zona respectivă. Dar spun, primul lucru pe care ei l-au simțit a fost acela că e o mare necesitate de a educa lumea. Nimic nu se schimbă fără o educație. Desfășurați mai multe proiecte în cadrul Centrului Misionar Diecezan. Să le enumerăm, să le prezentăm pe scurt care sunt acestea, pentru că și telespectatorii noștri și credincioșii din Dieceza Romano-Catolică de Iași susțin aceste proiecte și am înțeles în ultima perioadă chiar sunt foarte generoși în a oferi și de a vă fi alături în proiectele pe care le desfășurați. Da, într-adevăr au dat o mare dovadă de generozitate oamenii din dieceza de ea și nu numai. Avem uh, oameni care uh, sunt susținători a activității uh, Centrului Misionar Diecezan, chiar din întreaga țară și din afară. Uh, pe calea aceasta le mulțumesc tuturor și, într-adevăr, proiectele pe care noi le desfășurăm, cred că cele mai importante sunt legate de educația copiilor. Susținem hrana pentru grădiniță, pentru că de cele mai multe ori atunci când mergi la grădiniță, te gândești și la o porție de mâncare pe care o primești. Iar mâncarea legată cumva de educație este un plus pentru fiecare dintre noi. Oamenii care își pun întrebarea, bun, eu astăzi am trimit copilul la școală, sau îl trimit să stea împreună cu animalele, să fie păstor, să aibă grijă de capre, de cămile și așa mai departe. În momentul în care oferi o porție de mâncare, îi asiguri acelui om liniștea necesară, îl trimit pe copil. De ce? Va mânca acolo. Cumva e o liniște interioară pe care o oferi în momentul în care asiguri mâncarea pentru acei copii. Cantina săracilor, a oamenilor săraci care nu au nimic de mâncare. Mă gândesc apoi la susținerea internatelor, pentru că am avut câteva internate pe care le-am dotat cu paturi, saltele, pături și așa mai departe, pentru că în 2013, atunci când am fost în Kenya pentru prima dată, am întâlnit cinci copii care au fost mușcați de șerpi în timpul nopții și ne-am propus, nu, trebuie să facem ceva pentru ei, pentru că dormeau pe jos. Și așa am început proiectul uh, câte un pat pentru un copil, în care ei se poată sta la înălțime și să fie uh, feriți de șerpi și scorpioni. Uh, un alt proiect uh, pe care l-am dezvoltat mult timp a fost cel al cisternelor de apă. În fiecare uh, comunitate, de obicei la grădiniță sau la școală, am pus o cisternă, uh, un tank de apă de uh, între 3.000 și 6.000 de litri, în care Puneam apă de băut, în așa fel încât oamenii să aibă de unde să uh, își ia apa necesară. Un alt proiect uh, este acela al uh, Spitalului din Coasta de Fildeș, pe care l-am uh, finalizat și cred că este, uh, să spunem, proiectul care ar ajuta cei mai mulți oameni, având în vedere că în anual sunt undeva la 800 de copii care se naș nasc în dispensarul actual, care este. Extrem, extrem de redumendar. Continuând, cred că bucuria cea mai mare de anul acesta, pentru că vorbim de proiecte care s-au desfășurat în timp, dar acum ajung la un proiect care ne-a bucurat foarte mult pe noi anul acesta. Uh, pentru prima dată, datorită unei persoane uh, în, în vârstă, uh, mi-a spus să nu-i spun numele, așa încât păstrez, bunul Dumnezeu știe. Practic, generozitatea acestei persoane a inițiat acest proiect. Nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge să forăm în deșert și să ajungem la apa necesară pentru acești oameni. În acest, acest proiect a fost bucuria noastră cea mai mare pe care, în momentul de față, sperăm să ajungem la final cu proiectul. Este tocmai și tema. Noi aici voiam să ajungem pentru că am observat entuziasmul așa de mare în urma acestui proiect, pentru că ați oferit acestor oameni tocmai ce au nevoie, mare nevoie, apa care pentru noi e ceva normal, avem la rubinet, avem în magazine, avem la tot pasul, sunt fântâni la satele noastre. Și iată, ce a însemnat acest proiect pentru câți oameni au beneficiat sau beneficiază de, de această șansă? Care este rolul unei fântâni în, într-o astfel de misiune? Cred că o fântână în deșert este un motiv de speranță. Dincolo de orice alt lucru pe care să spunem matematic, îl calculăm, ne gândim la numere, la ce ar însemna o fântână, motiv de speranță, acolo ajungem. Pentru că, în momentul în care ai apă, o ai o sursă de viață. În momentul în care soarele lovește totul, ne uităm și noi la pământurile noastre, care uneori, în timpul verii, pe un soare dogoritor, se usucă. E, imaginați-vă un deșert permanent în care apa apare doar o dată pe an, o singură dată pe an, și asta înseamnă o săptămână. Atât. În restul anului, totul este uscat. Ideea unei fântâni în deșert este tocmai această bucurie de a avea o sursă de apă acolo. Zilele trecute a trebuit să ducem apă la două școli, din zona misiunii noastre sunt două școli cu două grădinițe care trebuiau să fie închise pentru că nu mai aveam apă imaginați-vă că această apă o aducem cu cisterna de la 150 de kilometri într-o cisternă se pune apă de la Marsabit mașina vine da, parcurge acești kilometri și alimentează tancurile de apă pentru că acești oameni să aibă apă de băut mai ales copiii, că despre asta vorbim ei, în momentul în care avem o fântână în mijlocul deșertului, acest lucru înseamnă apă pentru toată lumea. Și o speranță că în viitor nu va mai fi nevoie să așteptăm, poate, zile întregi, sau ei să călătorească uh, zeci de kilometri pentru a primi o cană de apă. Dincolo de toate lucrurile acestea, cred că speranța oamenilor de a vedea apă în mijloc, noi nu, nu mai realizăm. Noi nu mai. În momentul în care vedem apă peste tot, dăm drumul la ghiuvet, mergem la magazin, ne-am luat un bidon de apă, mergem acasă, dăm drumul la robinet, uităm poate să-l să închidem și am plecat. Abia atunci când vine o pană, întreg orașul, pentru o zi, două, abia atunci realizăm cât de importantă este apa și rețeaua de apă. Dar când o ai, ea devine cumva un lucru normal, obișnuit. Abia atunci când nu mai ai, realizezi într-adevăr cât de importantă este acea apă. Dar noi, cei care suntem acasă, care rămânem acasă, care nu plecăm neapărat peste mări și țări, cum putem să susținem Centrul Misionar Diecezan? Cum putem să susținem aceste proiecte pe care le desfășurați prin misionarii pe care aveți plecați din țară? E o întrebare bună. E o întrebare bună pentru că, în primul rând, ne trimite la sursa oricărei activități. Trebuie să ai pe cineva în spate pentru ca să poți realiza ceva. Iar lucrul acesta de cele mai multe ori ne aduce aminte că singur nu vom reuși niciodată să facem multe. De fapt, meritul Centrului Misionar de Ecezan este acela de a face legătura între cele două. Uh, nu este uh, cei care ne susțin pe noi și susțin, de fapt, proiectele Centrului Misionar Diecezan, nu neapărat Centrul Misionar Diecezan, dar susțin proiectele, meritul este mai mult al lor, al credincioșilor din Dieceza de Iași, al uh, oamenilor generoși din uh, Moldova, din România, care reușesc să facă atât de multe lucruri frumoase acolo. Iar uh, Gestul lor de a renunța poate la o bucată de pâine, la o înghețată, la un suc, la orice ar putea să se bucure în mod normal și obișnuit, oferind poate altcuiva din deșert care are nevoie de o cană de apă, care are nevoie de o porție de mâncare, pentru că de cele mai multe ori noi renunțând chiar și la un bidon de apă putem oferi. Două zile mâncare unui copil de acolo. Nu reușim să, să, ă, asta, să înțelegem chiar toată dinamica a renunțării mele. Eu renunț, dar dinamica renunțării nu înseamnă doar să renunț, poate în ideea de siluetă, cât mai mult renunț pentru că altul să se bucure. Bucuria noastră trebuie să fie comună. Iar acești oameni, binefăcătorii Centrului Misionar de Cezan, tocmai lucrul acesta îl fac ne oferă nouă posibilitatea de a ajuta pe cei care sunt în misiuni. Și apoi poate este și o conștientizare pentru fiecare dintre noi că până la urmă trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Nu știu dacă cei care ne urmăresc, nu știu dacă noi realizăm în fiecare zi că nu este meritul nostru că suntem aici, acum, Vă mulțumim pentru aceste gânduri, pentru că ne-ați împărtășit în această experiență. Sunt motive de speranță. Vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, pentru clipele petrecute împreună. Într-adevăr, sunt motive de speranță. Am descoperit că generozitatea oamenilor, chiar și în această perioadă dificilă a timpului pe care îl trăim, e mare. Pentru că ne dăm seama că avem nevoie unii de ceilalți și împreună putem să facem și mai mult, unii pentru alții, dar și pentru cei care, iată, au mai mult de suferit în țările de misiune. Sunt părintele Adrian Blăjuță, până la o nouă întâlnire, la Lumina Creștinului, vă doresc toate cele bune.